cunoștință cu ea prin intermediul radioului. Era un concurs și cum acum țin minte, erau 3-4 ani în urmă, se chema O cină cu o vedetă. Am câștigat concursul, mi se pare că era un... Dar cum ai câștigat? Am făcut... Ai fost șmecher, pur și simplu. De ce? Am compus cel mai tare... Original compliment. După aia, ca premiu, era cina cu Olga. Și așa, de pe zi pe alta, s-a început o... Întâi, ca o afecțiune și după ce dacă te vezi mult timp cu persoana, de-am... începi și o relație de dragoste. Știu că Roman, deci de mai mult timp a dorit să facă cunoștință cu mine și apropo, acest concurs a fost o idee foarte bună și un moment foarte potrivit pentru el. Prin vorbiri, cu vorbirea noastră, eu am văzut un pic mai mult în acest om decât măștile astea pe care în fiecare zi eu cred că le îmbracă toți oameni. Ochii lui acest bărbat trej mi-a povestit o altă istorie în acea seară și eu am înțeles că el este o persoană foarte profundă. Eu nu pot spune cine a făcut primul pas. Eu cred că Oria l-a făcut. La vară o să fiu deja 3 ani de căsătorie. Pot să zic că, bineînțeles, au fost și momente grele atunci când nu înțelegeam unul pe altul. Eu sunt cea care întotdeauna, să zicem așa, vorbește totul direct. Dacă mie ceva nu-mi place, o să zic direct și chiar... În limba română, corect, chiar... zici, vorbește prea mult. Nu. Da. Coretcă nu pe sușistvă, Roman. Apropo, eu m-am maritat cu tine ca să învăț limba română, dar eu văd că de nimic ce? Să nu întâmplă. El vrea să învațe limba rusă și vorbește în rusă cu greșeli, în română vorbește cu greșeli și eu m-am pierd. Ne-am obișnuit cu dragostea asta. Nu, eu cred că, pot să zic așa, că la noi, apropo, la mine nu a fost dragoste din prima vedere. Pentru mine, deci, eu cred că el a făcut tot posibil ca să mă cucerească, ca să fie alături de mine și eu apreciez acest moment foarte tare. Hai-mi ciobănașul de la munte, cu oile cornute, toate fetele mă vor de mort. Îmi place când ea este gata. Nu mă nu spui prostii. Ea este gata în 10-15 minute. Câteodată. Câteodată. Înțelege poate când mai puțin, când mai tare o glumă. Înțelege când nu se primește să vii la timp acasă. Razbite-i tarielke, vikinute iz akna! Нет, așa ceva nu fac. În primul rând, înțelegerea și trebuie să înțelegi că o familie, chiar și relații sunt, au nevoie ca tu să lucrezi asupra ei în fiecare zi. Atunci când noi am început să trăim împreună, în fiecare zi aveam oaspeți. Nu văd dezavantaje. Adică dacă stai singur, mi se pare că e un pic... Și pentru mine tot. E mai urât. Mie nu-mi place singurătatea. Dacă ai un film mai bărbătesc, poți mă uiți singur așa că... Dar când ai un film foarte romantic, trebuie să stai așa. Primul sărut, eu nu țin minte. Nici eu nu țin minte. În mașină atunci? Da, un sărut pe obraz. Asta că v-ați văzut cât primul. Nu ne-am dezbrăcat. Pușurul meu scump. Mie tot nu prea-mi place, dar... Pușurul meu scump.
Eu spun Romăcică, Rămăniță, Rămânciolă.